Știați că aproape 20% dintre români nu s-au spălat niciodată pe dinți? Potrivit unui sondaj realizat de o companie de produse cosmetice, din păcate ne situăm pe locuri fruntașe la capitolul cei mai neîngrijiți europeni. Cifrele arată că România alocă lunar doar 3 euro pentru produsele de igienă personală. Procentul mare al românilor care nu se spală pe dinți, respectiv 19%, provine din zona rurală. Conform Institutului de Sănătate Publică București, un român folosește în medie 4 săpunuri și un deodorant pe an. Sucevenii par să fie totuși atenți și au grijă de ei, în special de dantură, și folosesc periuța de dinți, după cum declară. Mai greu este cu vizita la doctor, cei mai mulți merg la stomatolog doar când durerea de dinții devine insuportabilă. Cât de des mergeți la stomatolog? No, când am timp și nevoie. Da, dacă mă deranjează, atunci sunt obligat să merg, că nu pot lucra. Îmi fac și controle periodice, depinde în general dacă am nevoie, dar merg o dată pe an, sigur. Și cât de des folosești periuța de dinți? Zilnic. La stomatolog? Nu prea merg. De ce? Nu am probleme. Și dacă nu ai probleme, nici nu mergi, să vezi dacă totul e ok sau nu. Mai bine, în caz că decât să mi-apară ceva ce nu știu, mai bine sau așa. Cam cât de des folosești periuța de dinți, de exemplu? A, folosesc, de două ori pe zi. Dacă mergi o dată pe lună, mergi des la stomatolog? A, nu, păi am avut niște probleme și de-aia merg. Că merge din proprie voință, ce ai avut nevoie să mergi la stomatolog? Da. Cam așa e, nu? Da. Întâi trebuie dantura întreținută și dacă cumva simți că te deranjează, la doctor. Mi-am scos primul dinte la stomatolog, dar am vorbit un pic cu stomatologul și mi-a zis să fiu curajos și ia uite că am fost curajos. Și te-a durut când ți-ai scos dințișorul? Nu, am făcut doar a și gata. Într-o clipă a fost, într-o clipă mi l-am scos. Îți îngrijești dințișorii? Aha, eu am uitat câteva seri să mă spăl pe dinți, dar acum mă spăl de fiecare dată. Situația este asemănătoare și la sute de kilometri distanță. La Constanța, spre exemplu, mulți medgidieni nu au fost la dentist ani buni de zile, deoarece nu au considerat că au probleme dentare. Acum mă îngrijesc mai greu că nu mai am dantură de înăuntru și trebuie să-mi pui o placă. Așa? Și le-am spus, zic, cât m-ar costa? Ca un jur de 28 de milioane. Mi s-a părut scump. Da, scump. Și am plecat de acolo, nu n-am mai stat. Am fost deloc. De cât timp n-ați mai mers la dentist? Am vreo 15 ani, 18 ani. Stau foarte bine cu dantura. Dezmergeți la dentist? De câte ori este necesar? Mergeți și când nu este necesar, în sensul să mergeți să vă faceți un control de rutină? Sincer, nu. Nu, și noi în general suntem obișnuiți numai atunci când nu mai putem suporta. Totuși, specialiștii ne avertizează să mergem regulat la dentist pentru a preveni afecțiunile dentare. Este important să avem o relație bună cu medicul stomatolog și să nu ne temem de durere. Studiile arată că un român folosește mai puțin de două tuburi de pastă de dinți pe an. Mai mult, arată cercetările, periuța este schimbată odată la 3 ani, deși ea trebuie înlocuită odată la 3 luni. Astfel, peste 90% din populație suferă de o afecțiune dentară.